Te salut, Laurențiu sunt, Laurențiu Flor este numele meu și în următoarele minute vom discuta despre cum ai putea să-ți automatizezi propria ta afacere ca să obții mai multe vânzări sau mai multe contacte sau mai multe întâlniri în funcție de business-ul pe care îl ai. Și hai să vedem cum se adresează această informație. Practic, această informație se adresează tuturor acestor domenii pe care eu le-am numerotat aici. Practic, pot fi mult mai multe domenii sau pot fi subdomenii. Important este ca business-ul tău să se poată automatiza. În cazul în care vei sta până la final, ai să vezi practic cum aș putea eu să-ți automatizez propriul tău business, astfel încât tu să ai vânzări pe pilot automat în permanență. Hai să vedem despre ce este vorba practic și ce înseamnă automatizarea unui sistem, astfel încât să obții trafic din mediul online. Mai exact, acest sistem funcționează în felul următor. Există foarte mult trafic în mediul online. Sunt foarte mulți oameni care stau pe Facebook, pe Instagram sau pe TikTok sau pe YouTube. Foarte mulți oameni care citesc bloguri, articole și așa mai departe. Ideea este că toți acești oameni care sunt în mediul online, odată ce vor fi redirecționați către site-ul tău, și aici este important ca site-ul tău să fie complet automatizat, să nu fie un site static care să-ți ofere o informație, ci să fie un site automatizat care să ia acest trafic și să-l ducă către vânzare. Către vânzare în cazul în care vrei să vinzi ceva în mediul online sau către a stabili anumite programări sau să obții contacte, adică numerele lor de telefon ca tu să poți să-i suni, să faci follow-up cu ei și așa mai departe. Sunt fel și fel de lucruri pe care ai putea să le faci aici la acest proces final de vânzare. Însă, acum vreau ca tu să vezi această imagine și să îți creezi o imagine de ansamblu cum ar putea acest trafic din mediul online să fie direcționat către tine, astfel încât tu să le faci o vânzare. Dacă acest lucru se întâmplă în timp real, de exemplu, dacă o persoană de pe Facebook intră pe site-ul tău și după aceea cumpără, este totul super. Înseamnă că automatizarea a fost de nota 10. Dar în cazul în care nu cumpără în timp real, din diferite motive, atunci stai liniștit, poți să dormi. Și în timp ce dormi și în timp ce ești plecat în vacanță, poți să faci ce vrei tu. În acest timp se face automat follow-up, fiindcă sunt e-mail-uri deja programate, care duc oamenii înapoi, îi readuc către vânzare, astfel încât vânzarea să fie finalizată. Aceasta este o imagine de ansamblu pe care eu ți-am creat-o, însă îți recomand să stai până la final ca să vezi exact ce înseamnă să ai un site automatizat și care sunt pașii. Acum, hai să vedem cu ce platformă am putea să automatizăm totul, astfel încât tu să ai un site complet automatizat. Pentru că toată această automatizare trebuie să stea pe o platformă. Și anume, compania pe care eu o recomand ca tu să-ți automatizezi business-ul, practic să-ți creezi un site de la zero, sau să ți-l creezi eu, scuză-mă, trebuie să stea pe o platformă. Această platformă se numește Builderall. Practic, cu ajutorul platformei Builderall, tu îți vei automatiza complet propriul tău business. Mai exact, cui se adresează platforma Builderall? Platforma Builderall se adresează tuturor celor care doresc să aibă un site profesional și automatizat. Deși tu ai un site, noi vom face un alt site de la zero pe care îl vom automatiza. Și iar cu ajutorul acestui site profesional și automatizat, tu vei putea să strângi o bază de date cu adrese de e-mail, da, legale, fiindcă fiecare om își va lăsa adresa de e-mail, unde tu poți să le promovezi sau să le vinzi ceva ulterior. Iar aici nu există limită de abonare a oamenilor. Da? Practic, oamenii intră la tine pe site, pe noul site, ei văd informația și vor fi redirecționați să cumpere. Dacă vor cumpăra, super. Dacă nu vor cumpăra, fiindcă și-au lăsat adresa de e-mail, vor pleca automat e-mailul către ei, astfel încât să le spună să se ducă către pagina de vânzare ca să finalizeze procesul și tu să obții ceea ce îți dorești cel mai important, vânzări, contacte, întâlniri și așa mai departe. Bun, deci practic cu ajutorul platformei Builderall putem să creăm un site de la zero, profesional și automatizat. Acum această platformă are anumite costuri de întreținere în fiecare lună și hai să vedem care sunt aceste costuri pe care platforma le are. Practic, cât costă un membership pentru a avea acces la platforma Builderall? Practic, un membership costă 69 de dolari în fiecare lună sau 79 de dolari lunar, da? Sau 79 de dolari în fiecare lună, doar că aici mai există o plată extra pentru prima dată la început de 200 de dolari. Da? Practic,
69 de dolari, 79 de dolari sau 79 de dolari și 200 de dolari one-time payment. Ideea este că fiecare pachet are mai multe beneficii. Eu personal îți recomand să începi direct cu pachetul de 79 de dolari, iar la acest pachet ai aproape toate beneficiile pe care le ai și la acest pachet de 79 de dolari cu 200 de dolari plată inițială, însă nu mai plătești acești 200 de dolari, plătești direct 79 de dolari în fiecare lună. Și în cazul în care vrei mai multe lucruri, mai multe accesorii, poți să-ți dai update, dar îți spun că nu este cazul să dai update. Dacă vrei să-ți creezi automatizarea completă a site-ului, acest membership de 79 de dolari în fiecare lună, premium, este super suficient. Da? Poți, dacă vrei, să-ți dai downgrade la 69 de dolari, dar de înregistrat, pentru prima dată, nu poți să te înscrii cu 69 de dolari. Trebuie să te înscrii pentru prima și prima dată cu acesta de 79 de dolari în fiecare lună sau acesta de 79 de dolari în fiecare lună, doar că prima dată plătești 200 de dolari. Deci, personal îți recomand să iei acest pachet de 79 de dolari și să îți creezi sau să-ți creezi propriul tău site de la zero și să-ți-l automatizezi. Bun. Odată ce tu îți vei automatiza site-ul, o să fac o mică paranteză despre această platformă Builderall. E posibil să mai ai întâmplător încă un alt business pe lângă business-ul tău, pentru că tu business-ul tău o să poți să-l promovezi și o să ai vânzările pe care le ai. Dar dacă cineva o să spună, spune și mie, te rog, cum te-ai automatizat tu vânzarea, cum ți-ai automatizat business-ul, și dai link-ul tău de la Builderall, o să mai ai anumite încasări extra. O să mai ai un venit pasiv extra pe lângă business-urile tale, doar pentru că ai recomandat și altora să-și fac propriile lor business-uri și să-și automatizeze afacerile pe platforma Builderall. O să trec foarte rapid ca să vezi ce beneficii vei avea extra. Este singurul moment în care aș fi putut să spun, dar bineînțeles sper să te bucuri, pentru că orice ban în plus este binevenit. Dacă tu îți vei automatiza business-ul și vei da și altor persoane acces la platforma Builderall, le vei da link-ul tău de afiliat, practic tu vei câștiga un comision integral 100% din plata primei luni de abonament. Adică dacă cineva își face cont pe platforma Builderall la recomandarea ta, tu vei câștiga un comision de 100%, adică 79 de dolari din prima lună. Practic recomandă 10 persoane, vei avea 79 de dolari ori 10 persoane. Adică 790 de dolari. Bun. După aceea mai este un alt comision. Comision parțial de 30% din plata fiecarei luni de abonament. Adică dacă tu ai recomandat la cei 10 prieteni ai tăi și ei și-au automatizat business-urile pe platforma Builderall și ei vor plăti în fiecare lună 79 de dolari, tu vei avea în fiecare lună din cei 79 de dolari 30%, adică în jur de 20 de dolari. Practic ai 10 prieteni cărora tu le-ai recomandat. După ce ai luat comisionul 1, vei avea comisionul 2 în fiecare lună, 30% din 79 de dolari, în jur de 20 și ceva de dolari. Lună de lună, de la 50 prieteni, tu vei avea un alt venit de 20 de dolari, ori 10 prieteni, un venit de 200 de dolari lună de lună, doar pentru că ai dat link-ul tău de afiliat mai departe. Bun, și aici mai există un singur comision. Al treilea comision și ultimul, comisionul parțial tot de 30%, adică tot de 20 de dolari, din plata fiecărei luni de abonament de la persoana recomandată, de persoana recomandată de tine la punctul 2. Adică dacă cei 10 prieteni mai recomandă și ei platforma altcuiva și acele persoane își creează cont pe platforma Builderall, tu mai primești 30% în fiecare lună din ceea ce plătesc ei, adică 20 de dolari, ori câte persoane vor recomanda prietenii tăi sau tu. Bun, acum închid această paranteză cu acești bănuți extra pe care tu ai putea să-i mai primești, da? Și acum continui cu informații despre cum ai putea tu practic să ai sistemul de automatizare. Cum ai putea tu practic să ai propriul tău site? Păi, haideți să ne uităm logic, da? Tu vei avea site-ul tău, numele companiei.ro sau cum alegi tu. Și după aceea oamenii vor veni. Acestea sunt câteva persoane, da? Traficul va veni către site-ul tău. Trafic către site-ul tău care este automatizat. Ce înseamnă? Acești oameni care vor intra pe site-ul tău și vor adăuga adresa de e-mail. După ce aceștia își vor adăuga adresa de e-mail, se vor duce la pasul 2, unde vor vedea o prezentare video. Iar această prezentare video
se va spune sau vor vedea informații despre produsul pe care tu l-ai. Practic, faci o prezentare a produsului pe care tu l-ai. După ce ei au văzut informația, atunci, în timp real, ei se pot duce către pasul 3. La pasul 3 se va face vânzarea, în cazul în care ai produs pe care tu poți să-l vinzi. Sau se va face captarea de detaliilor personale. Adică sunt oameni care, persoane care pot, nu au un produs pe care vor să-l vândă, dar au servicii și vor să-și facă programare. Și oamenii își vor face programarea la propriile lor servicii. Sau sunt oameni care lasă un formular de contact, astfel încât persoana care a văzut informația în acest video poate să-și lase nume și un număr de telefon, ca tu care ai propriul tău site să poți să-l suni pe cel care ți-a lăsat numărul de telefon ca să-i faci o altă vânzare sau să faci o întâlnire cu el și așa mai departe. Bun, deci practic așa va fi noul tău site. Persoanele care vor intra pe noul tău site își vor lăsa o adresă de e-mail, după aceea vor vedea o prezentare video ca ei să știe ce informații vrei tu să le livrezi, apoi ei să cumpere sau să-ți lase datele de contact să le contacteze. În cazul în care o persoană va trece în timp real de la pasul 2 la pasul 3, super. Dacă o persoană nu va trece în timp real, aici intervine programarea și automatizarea, pentru că noi vom seta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e-mail-uri și așa mai departe, e-mail-uri care vor fi deja programate, astfel încât vor fi programate în sensul că ele vor pleca la o zi distanță, la 2 zile, la 3 zile, la 5 zile, la 7 zile, la o săptămână, la 2 săptămâni, la o lună, în funcție de cum vom vorbi noi de comun acord, astfel încât toate aceste e-mail-uri programate să direcționeze persoana care s-a abonat către această pagină de vânzare sau să-și lase datele de contact. Da, îi vom redirecționa către această pagină de vânzare sau către această pagină de prezentare să-mi vadă încă o dată informația în cazul în care nu a văzut-o. Da? Deci noi practic avem fix această automatizare. Bun. Și așa va funcționa. Hai să vedem mai exact ce am eu nevoie pentru a vă crea propriul vostru sistem, pentru a-ți crea propriul tău sistem în cazul în care vrei să ai un business automatizat. Pe practic, pentru pagina numărul 1, unde persoanele își vor lăsa adresa de e-mail, am nevoie de un text simplu, dar persuasiv, care să atragă, bineînțeles, care să ofere informații despre pagina a doua. Ei vor intra pe pagina a doua, iar pe această pagină am nevoie de un video sau de text persuasiv, bineînțeles, de testimoniale dacă acestea există și alte informații pe care le vom adăuga de comun acord. După aceea, pe pagina a treia am nevoie de o pagină de vânzare sau posibilitatea unei programări sau un formular de completat pentru a-și lăsa datele de contact, adică telefonul clientului. Da? Practic, aceste informații am nevoie de la tine. Bineînțeles, după aceea o să avem nevoie de e-mail-uri persuasive, texte care vând, copywriting mai exact, ca să putem să programăm aceste e-mail-uri. Și în momentul în care am toate aceste informații, aș putea să-ți automatizezi propriul tău business. În cazul în care nu le ai pe toate și vrei să te ajut, poți să te ajut. Ok? Poți să te ajut cu textele de pe prima pagină, poți să te ajut cu video și cu texte persuasive pentru pagina a doua, la fel și pentru pagina a treia, la fel și e-mail-urile pot să te ajut cu textele pentru copywriting și e-mail-uri și așa mai departe. Practic, eu pot să te ajut cu absolut tot. Dacă ai tu anumite informații cu care să mă ajut, super. Dacă nu, te ajut eu în funcție de discuția pe care o vom avea. Și practic, acesta este întreg procesul. Din punctul meu de vedere, tot acest proces poate fi automatizat, pentru că imaginează-ți un pic. Aici tu tot ce trebuie să faci este să ai site-ul tău. De exemplu, www.siteulmeu.ro. Acest site tu poți să-l pui în diferite locații, în mediul online, în grupuri de Facebook, în articole și fel de locații. Practic, injectezi link-ul tău în mediul online, site-ul tău. Îl pui peste tot unde ai ocazia să-l pui, tu îl pui, iar oamenii, când tu nu ai nicio treabă, când tu ești plecat, de exemplu, și nu investești timp în business-ul tău, pentru că această automatizare te ajută să lucrezi la afacerea ta și nu în afacerea ta. Și asta înseamnă că tu vei avea timp să faci și alte lucruri. În acest context,
Tu odată și o să spui site-ul tău în diferite locații, oamenii își vor lăsa adresa de e-mail și după aceea începe procesul final și tu doar captezi date persoanei respective sau te bucuri de vânzările care s-au făcut. Da? Bun. Mergem mai departe. Deci aici te pot ajuta eu cu absolut tot sau vii și tu în completare. De preferat ar fi să facem echipă de comun acord. Acum, cât costă implementarea completă a automatizării propriului tău business de la A la Z? Mai exact, cât costă dacă te ajut eu să-ți faci toată această automatizare? Păi, bineînțeles, implementarea întregului sistem automatizat are preț diferit în funcție de tipul de business și nevoile de implementare pentru fiecare business în parte. De exemplu, numărul total de pagini care trebuie create. Sunt multe pagini care nu se văd, însă ele trebuie să existe în background, cum ar fi, de exemplu, pagina pentru GDPR sau pagina cu termeni și condiții. Crearea textului pentru fiecare pagină în parte, exact cum am spus. Textele poți să-mi le dai tu, iar eu să mă ocup doar de automatizare sau pot să te ajut cu textele. Ca și exemplu pentru GDPR. Eu personal, când mi-am creat propriile mele site-uri, am dat 200 de euro doar la un avocat ca să-mi facă politica de termeni și condiții și GDPR-ul. La fel, și textele de copywriting. Dacă vrei să ți le faci tu, super. Dacă vrei să plătești în altă parte, la fel, super. Tot așa, în jur de vreo 200 de euro, poate să-ți ia un specialist pentru textele pentru fiecare e-mail în parte. Crearea listei și a de abonați, automatizarea, aici pot să mă ocup eu. Programare, activare, editare e-mailurilor pentru a porni automat pentru fiecare abonat în parte, mă pot ocupa eu. Și multe acțiuni care sunt în funcție de fiecare business în parte. Tocmai de aceea, businessurile diferă, prețurile diferă. Sunt companii pentru care lucrez foarte puțin timp, sunt companii care îmi dau ei videouri, textele și eu doar creez sistemul și-l automatizez și sunt companii care îmi dau un singur video și îmi spune asta este prezentarea mea, creează întreg sistemul, automatizează-l, tot ce poți să dau este acest video, de restul vreau să te ocup tu, de GDPR, de termeni și condiții, de pagini din background, de texte, de e-mail-uri, de absolut tot. Da? Ocupă-te tu, asta este video pe care ți-l dau. Și tocmai de aceea diferă prețul. O să vă dau și câteva prețuri în următorul slide, dar asta vreau să vă spun că prețul diferă de la business la business pentru că sunt clinici private, de exemplu, care au nevoie de o automatizare. Sunt anumite persoane care fac MLM-uri, de exemplu, trebuie o altă automatizare. Sunt anumite persoane care au servicii online, produse online de vânzare, efectiv, magazin online, care au nevoie de altă automatizare. Sunt persoane care vor să aibă automatizarea pentru o lună de zile, sunt persoane care vor să aibă automatizarea de e-mail-uri pentru 3 luni de zile, alte persoane vor să aibă automatizarea pentru 6 luni de zile. Și în funcție de ceea ce îți dorești tu, prețul poate să fie diferit de la business la business. Hai să vedem mai exact cam ce prețuri ar fi ca să poți să-ți faci o idee. Practic, prețurile sunt personalizate pentru fiecare business în parte și pot fi începând de la 500 de euro sau 1000 de euro și chiar peste 2000 de euro în funcție de fiecare business în parte. Bineînțeles, în același timp, prețurile pot să înceapă și de la o sumă fixă, stabilită plus posibilitatea achitării diferenței într-un serviciu de tip barter, adică schimb de servicii care se compensează între ele. Sunt anumite persoane care mi-au spus, nu am suma de bani pe care mi-ai cerut-o, însă aș putea să-ți ofer o sumă de bani fixă, de exemplu 500 de euro sau 1000 de euro sau 300 de euro sau 100 de euro. Dau un exemplu de la business la business, da? Aș putea să-ți ofer 500 de euro, o sumă fixă și diferența să-ți ofer în suplimente naturale, cum i-a propus cineva. Am spus, prefer să-ți dau diferența de 500 de euro cumpărând suplimente ca să pot să fac rulaj și așa mai departe. Și mi-a dat suplimente naturale. Alte persoane mi-au dat abonamente la masaj, la saloane beauty și așa mai departe. Fel și fel de abonamente și fel și fel de servicii de tip barter în compensare. Dar în orice caz va fi o sumă fixă care poate să fie, repet, poate fi și 100 de dolari, 100 de euro, dar poate să fie și 500 sau 1000 sau 2000. Plus servicii barter în cazul în care este posibilitatea de aceste servicii barter. Bun. Și în asta vine, adică sunt foarte deschis, ca să știți, dar în același timp este important ca să existe chimie între noi ca să putem să funcționăm.
Bun. Pe lângă bănuții pe care trebuie să mi-i dați mie pentru a vă crea un site de la zero și tot ce aveți nevoie ca să vă automatizați afacerea, mai este nevoie de plata abonamentului lunar pentru platforma Builderall, care poate să fie în valoare de 69 de dolari sau 79 de dolari. Indiferent, prima dată va fi de 79 de dolari și dacă vreți să dați downgrade va fi de 69 de dolari, pentru că nu puteți să faceți de prima cu 69 de dolari, trebuie 79 de dolari și după aceea downgrade 69 dacă vreți să dați downgrade. Bun, aceasta este informația pe care v-am livrat-o. Acum la final, pe final te felicit pentru că ai rămas până la sfârșit și că ai ascultat toate informațiile oferite. Sper că ți-am adus valoare prin informațiile transmise și dacă există posibilitatea să-ți automatizezi business-ul și să ai mai mulți clienți, hai să ne apucăm de treabă, fiindcă merită. Îți spun sincer și că se poate de deschis, merită. Laurențiu sunt, Laurențiu Florea este numele meu. Aici vreau să vă mai spun o dată în legătură cu numărul de telefon. Acesta nu este numărul meu personal de telefon, este un număr de telefon de business cu care vorbesc cu clienții. În cazul în care acest număr de telefon nu mai este valabil, puteți să mă căutați pe diferite rețele de socializare, cum ar fi Facebook sau Instagram sau YouTube și așa mai departe. Laurențiu Flor este numele meu. Puteți să mă sunați direct la numărul acesta, că poate să fie într-adevăr valabil, însă în cazul în care nu este valabil, vă rog să mă căutați pe Facebook sau pe alte rețele de socializare. Ok? Laurențiu Flor este numele meu, vă mai spun încă o dată și sper să vă automatizați afacerea și să vă bucurați din plin de ceea ce puteți să beneficiați din mediul online, adică să aveți cât mai multe vânzări, cât mai multe contacte sau cât mai multe întâlniri. În funcție de business-ul vostru, important este să-l automatizați și să beneficiați de tot ceea ce puteți să beneficiați din mediul online ca să vă ridicați business-ul la următorul nivel. Te salut și ne auzim la telefon sau ne vedem cu tot dragul. Pa, pa!